Iepurile, Zâna Primăverii și alte personaje din povești le-au dat întâlnire celor mai mici ieșeni în fața Palatului Culturii. Nu a fost vorba de o petrecere, ci de o plimbare cu un tramvai. De 10 ani, în preajma sărbătorilor pascale, la Iași circulă un alt fel de tramvai, cu urechi și botic, numit Tramvaiul Iepurilă. Și de ce îl așteaptă atâți copii pe Iepurilă? Pentru că este un tramvai și îi duc la unele locuri unde pot ca să fac niște, unde pot să se joace. Înțeles, dar Iepurilă dă și cadouri copiilor cu minți de Paște? Da, da, aduc. Este un iepuraș care ne aduce ouțe. A, iepurașul de Paște, nu? Da. Și ce-ți dorești tu de Paște, în afară de o întâlnire cu Iepurilă? Să pictăm ouăle. Ce face iepurașul ăsta? Ne aduce cadouri. A, și ce cadou aștepți tu de la Iepurilă? Ce-ți dorești? O păpușă. O mașină de curse cu telecomandă și un robot cu telecomandă care vorbește. În așteptarea tramvaiului Iepurilă, cei mici au cântat și au dansat. Când a ajuns în stație, ineditul mijloc de transport în comun a devenit rapid neîncăpător. Dacă te uiteai în vagoane, aveai impresia că ești într-o excursie a iepurașilor, pentru că ținutele obligatorii au fost urechiușele. Am lansat un concurs care va avea drept bonus în momentul în care tu te vei fotografia cu tramvaiul Iepurilă și îl vei căuta în aceste zile, să postezi o poză cu el pe Facebook și care va avea pe Facebook companie și care va avea cele mai multe like-uri, va câștiga un abonament gratuit pe zona metropolitană timp de o lună. Tramvaiul Iepurilă i-a plimbat astăzi pe copii prin cele mai frumoase zone ale orașului. Acesta va circula și în perioada următoare.